Festivalul Berii s-a încheiat seara trecută cu un spectacol incendiar la drobeta Turnul Severin. De pe scenă, amplasată pe strada Crișan, a răsunat muzica de petrecere, iar severinenii au cântat și au dansat alături de soliștii favoriți. Petrecerea s-a încheiat cu un concert al artistului Pepe, ale cărui melodii au încins atmosfera. Cântecele i-au inspirat pe îndrăgostiți să capete curaj și să își declare sentimentele. Spre finalul concertului, un tânăr a urcat pe scenă alături de Pepe ca să-și ceară în căsătorie iubita. Încă o dată bună seara! M-am zis bine! Momentul favorit al serii a fost concertul lui Pepe, așteptat cu nerăbdare de sute de severineni prezenți în ultima seară a festivalului Berii. Indiferent de vârstă, petrecăreții au cântat în cor și au dansat pe muzica acestuia. Atmosfera este foarte, foarte faină, îmi place mult, este printre puținii artiști care chiar interacționează cu publicul și lasă o impresie bună atât pe scenă cât și în spatele ei. Eu am venit împreună cu prietenii și ne distrăm, ce să zic. Ne distrăm, da. E foarte frumos. Ne pare bine că ați adus așa... Inspirat de versurile artistului, un tânăr s-a lăsat purtat de emoție și a urcat pe scenă alături de Pepe să își ceară în căsătorie iubita. Cine iubește sincer, vreau să facă gălăcie și să-mi lua de tare! Pepe! Valerina, vrei să fii soția mea? Seara a fost una explozivă și pentru Pepe, obișnuit deja cu energia și bucuria pe care o transmite publicul severinan. Am fost de multe ori în drobeta Turnul Severin, într-un concert public mare, cred că am fost acum vreo 5 ani, 6 ani, dar am venit de multe ori la petreceri private. Sunt prieten cu oamenii din drobeta Turnul Severin și mă bucur tare mult că în această seară, cu ajutorul organizatorilor, am ocazia să cânt, să concertez, să prezint și piese mai vechi și mai noi pentru toți severinenii. Festivalul Berii a adunat și la această ediție sute de oameni dornici de distracție. Organizatorii au promis și pentru anul viitor numeroase surprize. Este minunat să fii pe scenă și să vezi reacția publicului, care în această seară pot să spun că a excelat. Sunt atât de mulți oameni în Crișan pentru a asculta melodiile lui Pepe, de la celebra Numai iubirea până la simplul Iubesc, pe care l-a lansat în ultimele luni, să zicem așa, și care au foarte multe vizualizări în spațiul online. De fapt, acest lucru cred că ne-a convins în această seară, când oamenii din zona online s-au mutat aici pe Crișan și au venit în număr atât de mare ca să asculte acest super concert care încheie sărbătoarea Berii. Festivalul Berii se desfășoară la drobeta Turnul Severin în fiecare an în zona de promenadă Crișan.